Polițiștii rutieri argeșeni atrag atenția cu privire la respectarea tuturor regulilor de circulație pentru a evita să fiți implicați în evenimente rutiere. Ne aflăm pe drumul național 7, unul dintre cele mai circulate din județul Argeș. Acțiunea de astăzi are și o componentă de verificare, a cărei complexitate este subliniată de structurile participante la aceste verificări, întrucât alături de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș participă și o echipă canină din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană Argeș, luptători din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, precum și reprezentanții ai Serviciului General pentru Imigrări, precum și ai ISCTR.